Mind Architect Powered by Europa FM Susținut de Bilca Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani Dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă Bine v-am regăsit Bun găsit la Mind Architect Powered by Europa FM Salutare, Paul Olteanu Mă bucur mă. că ești alături de noi Mind Architect este cel mai ascultat podcast din România Învățăm împreună cum să ne stăpânim emoțiile Cum funcționează creierul nostru Sper că... V-au plăcut edițiile anterioare în care am măsurat performanță, individualitate. Mulțumim pentru mesaje și pentru feedback, suntem atenți și la ele și sper că proiectul nostru este util și pentru cei care se uită pe site-ul neuroștiința la clasă.ro, de unde puteți descărca și duce la clasă exact. Exact. genul ăsta de informații. Astăzi, o discuție despre succes-performanță despre țintele pe care ne le, ni le stabilim și despre cum ar trebui de fapt să trăim plăcere în ceea ce facem, nu în rezultatul final. Aici e provocarea. Pentru că, și spui că așa o să fim mai câștigați, Paul Olteanu. Așa arată datele negru-alb. Stai un pic, deci ca să înțeleagă lumea. Deci dacă noi doi ne-am Stabili, să vorbim așa, uite, emisiunea asta pe care rubrica asta pe care o facem noi la Lumea Europa FM trebuie să ne ajute, ca așa se gândește în corporație. Uh -huh. Trebuie să ne ajute ca acest program să rămână pe locul 1 în România, așa cum este el, înainte de această toamnă. Da? Uh -huh. Așa arată datele de audiență și ar veni managerii noștri, ai mei, și ar spune ok, faci cu Paul Olteanu o treabă care trebuie să rămână pe locul 1. Okay? Și atunci eu îmi stabilesc în capul meu domnule, hai să facem ceva cumva cumva să rămânem pe locul întâi, dar tu vii și îmi spui că, de fapt, am putea obține asta dacă nouă ne place, da. de fapt, eu, ce facem acum. Eu vin și zic așa, că în momentul în care noi ne propunem să facem ceva greu, cum e să fii pe locul întâi la orice, în general, sau obiective ambițioase, să slăbesc, să-mi remodelez corpul, să devin independent financiar, să mă reconvertez profesional, să intru la medicină, habar în creier e nevoie de doi hormoni care participă la ceea ce noi numim motivație pentru obiective pe termen lung. Unul dintre ei, hormonii este, este noradrenalină, cum se cheamă adrenalina în creier, și celălalt e dopamină. Noradrenalina îți dă agitație sau sentimentul ăsta de energie brută, dopamina îți dă motivație să continui când e greu, cu speranța că o să obții recompensa anticipată. Și acum apar două rute. Când cineva depune efort să facă ceva, pot să întâmple unul din două lucruri. Dacă eu mi-am antrenat mintea, așa aici vorbim din nou despre școală, copilărie, timpurie și viața de până acum, dacă eu mi-am antrenat mintea să mă uit la fiecare pas către destinația noastră de a fi pe locul întâi, ca la efort, zic că am mai tras un episod, mai avem încă 10, am mai tras două, mai avem încă 9 fiecare pas la mine în creier se va traduce în acumulare de adrenalină. Cu cât depune mai mult efort concentrat, cu atât creierul secretă, mă rog, în sistemul nervos ajunge să fie mai multă adrenalină. Și aici vine partea interesantă. Noi avem, noi toate mamiferele, avem un senzor în trunchiul cerebral, adică deasupra cefei. Dacă pui mâna deasupra locului unde se conectează și raspinării la restul sistemului nervos, la creier, acolo deasupra e un senzor care măsoară nivelul de noradrenalină din creier. Ce face senzorul ăsta? Când simte că e prea multă adrenalină, adică prea mult efort, oprește asta, urmărirea obiectivului. De-aia poți să vezi, de exemplu, un leu care aleargă după o căprioară și dacă aia o ia prea mult înainte, leul la un moment dat capitulează, se oprește okay. din alergat. Leul nu are capacitatea să facă o predicție complexă, să zică, bă, asta alergă cu 30 de km la oră, eu alerg cu 20, probabilitatea să o prinde mică că n-are cum. pentru dar asta noi trebuie... putem face Noi asta. putem să facem asta, dar ce descriu eu acum e un sistem mai de bază decât abilitatea noastră de analiză, ăsta pe care îl avem în comun cu leu, care ne zice când e cazul să capitulăm după cât adrenalina s-a acumulat în trunchiul cerebral, cât simte senzorul ăla. Pe scurt, cu cât acumulăm mai multă, cu atât crește probabilitatea la capitulare. Deci cu cât percepția ta subiectivă, o, e greu asta, doamne, mai am încă o repetare, o, un încă un episod, cu atât crește probabilitatea să capitulezi. De-aia mulți oameni când se apucă de slăbi, de remodelări corporale, de reconversii profesionale, renunță pentru că felul în care mintea lor să uită la efort este ăsta în care efort egal Bine. toxic, toxicitate. Și ce? Sau ce Acum ai dorit să Sau Vine partea faină la care, dacă am lucrat, ar arăta altfel lucrurile, și acasă, și la birou. Alternativa la asta, care nu se predă, este să-ți antrenezi mintea să-și ia plăcere. Plăcere înseamnă dopamină, la nivelul creierului, din proces, nu din rezultatul final. Adică, dacă eu, când mă apuc de o remodelare corporală sau de slăbit, învăț să mă bucur și să eliberez dopamină, că dopamina are marea calitate că se eliberează subiectiv de-aia când îți iei prima mașină mamă ce dopamină îți mai eliberează dar după ce ai mers șase luni cu ea nu prea îți mai eliberează aia e, da. e treaba și vrei una mai bună adică ce îmi spui tu e așa viața e faină acum, trăiești și acum nu te gândi neapărat la rezultat bucură-te de ce gândește-te la rezultat că e important da, să știi unde okay. vrei să ajungi dar bucură-te de fiecare pas pe care îl faci către rezultat, nu doar de rezultatul final adică dacă eu când eram la școală și Ținteam să iau medie cât mai mare, 9 nu știu cât la matematică. Prima notă era 7. Asta nu înseamnă să fiu primit cu aplauze, bravo, Paul, ai luat 7, ci bă, nu e destul. Hai să vedem ce putem să facem mai bine pe viitor, dar felicitări că ai reușit să rezolvi problema aia de care ți era frică. Data viitoare am luat 8. Opt. 8 ce trebuie celebrat. Adică pasul de la 7 la 8 merită apreciat și să se mobilizeze dopamina asta în creier, pentru că dopamina care mi apare mie cam îmbunătățit cu un punct performanța, o să-mi dea motivație să continui de la 8 la 9 și de la 9 la 10. Dar tu la un moment dat mi-ai povestit de un experiment la școală care ne arată că de fapt dezvoltarea asta sau pașii ăștia pe care trebuie să-i facem nu țin neapărat de performanța. performanță per se. Da, e un experiment foarte interesant care s-a întâmplat în anii 60 în America, în care un psiholog de la Harvard, pe care îl cheamă Robert Rosenthal, s-a dus la o școală din state numită Sports School Spurs School, și a aplicat două teste copiilor. Unul se numea TOGA, Test of General Ability, testul de abilitate generală, care măsura în esență performanță cognitivă, lucruri din astea uh, standard. Și a mai aplicat un test care se numea, se numea The Harvard Test of Inflicted Acquisition, care era un test în esență care măsura potențial academic. Nu cât de competent ești tu sau cât de inteligent sau lucruri de felul ăsta, ci cât de înfloritor o să fii în anul școlar următor. Asta măsura al doilea. După ce a aplicat ambele teste, s-a dus la profesorii copiilor și le-a spus... Uite, ăștia din stânga or să performeze, el le-a zis doar rezultatul de la Harvard Test, de la ala cu potențialul. A zis, bă, ăștia în anul următor nu e anul lor. ăștia de aici din dreapta sunt super predispuși să facă performanță bună anul viitor. Testul arată că potențialul lor de a înflori e mare în anul următor, și ăștia din mijloc, așa și așa. Le-a comunicat doar rezultatul ăsta și a plecat. S-a întors un an mai târziu și a măsurat efectiv performanța școlară și a ce a, descoperit? a descoperit așa ăia din dreapta care a zis că vor face performanță erau pe locul întâi în clasă, ăia din stânga care a zis că nu e anul lor, erau pe ultimele locuri în clasă, iar ăia de la mijloc erau așa și așa. Adică avusese dreptate în ce Foarte mare. Partea cea mai interesantă este că rezultatul testului și testul în sine, Harvard testul ăsta, era o invenție. Nu aplicase nimic. Al doilea test fusese pur și simplu ceva care nu era relevant în niciun fel, nu era un test adică efectiv. Adică pur și simplu le-a spus o... Le-a spus aleatoriu. Așa? Dar a dat greutatea acestei convingeri spunând că a aplicat un test de la Harvard, el însuși fiind un psiholog de la Harvard, iar convingerea pe care profesorii au avut-o despre performanța copiilor a contat mai mult decât efectiv performanța copiilor, abilitățile copiilor. În psihologie asta se cheamă efectul Pygmalion, care e mai degrabă ceva ce merită adresat din perspectiva asta a profesorilor sau a figurilor de autoritate. Dacă tu vezi potențial într-un om, sunt șanse mari că omul ăla o să poată să dezvolte potențialul pe care îl vezi în el. Dacă vezi lipsă de potențial într-un om și te porți ca atare, sunt șanse mari că o să-l ghidezi către lipsă de potențial și lipsă de rezultate. Paul Olteanu, ce ne spun cele două idei pe care le-am menunțat astăzi? Adică, caută plăcere? Concret în și proces? palpabil. Ne spun așa. Dacă vrem să facem performanță, pe de-o parte, trebuie să învățăm să ne antrenăm mintea să-și ia plăcere din efort din proces, nu din rezultatul final. Deci eu să mă bucur că azi am făcut cu 10 mai multe flotări decât ieri. chid că încă nu am corpul pe care mi-l doresc. Să nu mă gândesc mereu la rezultatul final și dacă sunt acolo sau nu sunt și eu, aoleo, cât de mult mai am până ajung acolo, ci să-mi antrenez mintea să secrete dopamină din efort, nu din rezultatul final. Cum fac, de pildă, oamenii care învață diferite sporturi, în care chid că nu ești campion mondial încă, te bucur că ai reușit să servești 10 ani în teren Tura asta versus data trecută când ai servit numai 8. Asta e prima idee. Și mai mult decât atât ca oamenii care ne ascultă și ne privesc să aibă încredere în chestia asta, de aia la antrenamentul trupelor speciale din America îi chinuie foarte tare pe recruți. Chinul ăla de nu-i lasă să doarmă, îi târăsc în nămol, îi umilesc, îi supun la probe foarte dificile, are ca menire să crească nivelul de adrenalină din sistemul lor nervos și să vadă care capitulează ei ce urmăresc este să găsească recruții care au genul ăsta de mindset, în care mintea lor a învățat să ia plăcere din efort, nu să ia frustrare din efort. Că practic despre asta e vorba. Efortul poate să însemne frustrare și duce la capitulare, a să citi adrenalină, sau poate să ia plăcere. Să ducă la continuare până când ajungi unde îți propui, a să citi dopamină. Iar a doua idee, pe lângă plăcere din efort, nu din rezultatul final, este că dacă sunteți profesori, dacă sunteți părinți, dacă sunteți manager, dacă sunteți lideri într-o organizație, dragilor, felul în care vă priviți colegii, respectiv copiii, angajații, contează enorm în ce potențial vor putea livra ei. mi, -mi vine în minte un tip care am lucrat într-o... Am avut un curs unde, în a doua zi de curs, unul dintre participanți a zis, Paul, e foarte interesant ce zici tu aici, dar la, cu echipa mea ce spui tu aici n-ar funcționa niciodată zic, bă, ok, da, tu îi cunoști mai bine decât îi cunosc eu, n-am de unde să știu dacă e așa sau nu, dar de ce crezi asta? Eram curios să înțeleg cum gândește și a zis, pentru că colegii mei sunt proști. Ha? Și zic, bă, dacă tu crezi că ei sunt proști, atât l-am întrebat, care e potențialul, probabilitatea să te porți cu ei altfel decât ca și cu niște oameni limitați? Adică e vreo șansă să le dai sarcini care să le crească nivelul de competență dacă tu te-ai hotărât că ei sunt proști? Și s-a făcut liniște în sală că asta probează fix efectul Pigmalion. Eu nu spun că oamenii nu au abilități sau platouri de performanță diferite. Eu ce spun este că felul în care ne uităm la propriile abilități și felul în care să uită cei din jur la propriile noastre abilități contează mai mult decât abilitățile în sine. E vorba aia lui Ford, whether you think you can or you can't, you're right. Fie crezi că ai dreptate sau fie crezi că poți sau că nu poți, ai dreptate despre asta e vorba. Paul Olteanu, nu uitați dacă genul ăsta de informații vă folosesc, vă fac plăcere, vă sunt utile. Neuroștiința la clasă.ro, un proiect pe care Mind Architect îl realizează și este sprijinit de Europa FM. Ne întoarcem săptămâna viitoare când trebuie să vă povestim despre vorbitul în public, o să vedeți ce problemă majoră. Sportul nostru național. Da, de care frica de a vorbi în public. Spor la treabă, ne întoarcem. Mind Architect, powered by Europa FM. Susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.